Dragii mei, fără multă introducere, astăzi vorbim probabil despre cel mai bun smartphone de dimensiuni mici. Smartphone de top, evident. Asta e Xiaomi 14, noul smartphone a celor de la Xiaomi. Hai să începem, nu uita să te abonezi și să ne lași și un comentariu. Iată, acum, începem! Știu că nu am să impresionez cu nimic, pentru că nu e nicio diferență, dar oricum am să zic și despre set. Acolo vei găsi husă, încărcător și cablu de 90 de și folie de protecție ecran, pe care eu deja am zgriat-o. Acum despre design. Mm, luna trecută am testat Redmi Note 13, poți vedea episodul pe canal. Ideea este că nu pot să-ți arăt materialele pe care le primim noi înainte de lansare pentru a ne pregăti, dar acolo despre designul Note 13 era scris tot felul de cuvinte deștepte, sticlă, nu știu de care, design, unic ergonomie, nu știu de care, culori ca și așa mai departe. Despre designul Xiaomi 14, acolo scrie așa: simplu și minimalist. Sincer, simplu și minimalist, atât și sincer, da, e subiectiv, de acord, dar anume asta și îmi place mie, pentru că uite, nu trebuie inventat roata de la căruță ca să știi că ai un smartphone premium în mână, linii drepte, forme simple, culori elementare, suficient ca tu să știi, telefonul ăsta pentru care am dat o groază de bani e un smartphone premium. Alb, negru și verde sunt cele trei culori dintre care tu poți alege și uite aici o recomandare sau ce trebuie tu să știi e că varianta neagră pe care o am și eu la test este mată și uite, de o săptămână îl port, intenționat nu l-am șters înainte de filmare, ca tu să-ți poți trage concluzii, dar dacă amprentele nu te sperie, atunci poți alege varianta albă sau verde, care e un pic mai, hai să zicem, deosebită. În rest, totul e clasic ca și pe oricare alt top în bugetul ăsta protecția de apă și praf conform IP68, sunet stereo la care eu imediat revin și încărcare wireless. Iată, toate au un aici în telefonul ăsta micuț. Dar hai separat totuși să menționez trei lucruri importante. 1. Partea de siguranță. Cititorul de amprente e ascuns sub ecran, perfect ar fi să fie în butonul de blocare, dar asta e. La el întrebări eu nu am, e și rapid și precis, funcționează pur și simplu perfect. Dar de deblocarea prin scanarea feței, iarăși e rapidă, e precisă, dar nu va debloca pe întuneric sau dacă ești cu ochelari de soare. 2 vibromotorul. Nu am găsit date exacte despre care anume vibromotor este, dar cert pot spune un lucru. Vibrează și Xiaomi 14 destul de plăcut. Hai iarăși să folosim cuvântul premium. Problema e că vibrează cam încet. Uneori, dacă este în buzunarul gecei, riști să nu l simți. Și 3, sunetul. Iată ăsta, eu întrebări nu am. Sună el destul de tare și chiar frecvențele joase sunt destul de bine accentuate. Display. Ar fi straniu în 2024 să zic despre displayul ul unui top că ceva nu e în regulă cu el și nu am să fac nici acum. Superb display, sincer, rezoluție 1.5K, dimensiune 6.36 inci, 460 pixel pe inci, e plat, LTPO OLED, frecvență variabilă de la 1 la 120 Hz, HDR 10 ⁇ sincer, întrebări la el nu am. Singura cifră care iese în evidență este luminozitatea maximă. 3000 niți. Și dacă nu greșesc, dar eu sper că nu greșesc, este cifra maximă pe care tu o poți găsi la momentul actual. Performanța. Începem cu cifre. Snapdragon 8 Gen 3, evident, vei găsi aici 256 sau 512 GB stocare UFS 4.0 și unica variantă de RAM pe care o vei găsi este 12 GB DDR5 Astea sunt date despre varianta globală. Încă date care te-ar mai putea interesa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2, Android 14 și si interfața sau noua interfață HyperOS prima generație. Iată și si testul din GigBench 6, iată încă unul de data asta de la concurentul său direct. S24, toate aceste cifre ca să-ți poți face o imagine generală. Concluzii despre performanță. Eu am două. El a fost telefonul meu de bază timp de o săptămână și sincer de la prima generație de HyperOS, de la noua interfață, eu așteptam măcar ceva lag, măcar undeva. Nu că căutam intenționat, dar oricum, e prima generație, e prima versiune și sincer, nici gram de lag. Eu pur și simplu nu am ce-i reproșa. Și doi, nu are throttling, dar se încinge. Se încinge în special în timpul testelor și în timpul sesiunilor lungi de jocuri, de peste o oră și. Și iarăși revin la concurentul său direct, S24. Ela are throttling, dar nu se încinge atât de tare. Ceea ce mă face să cred că, e părerea mea personală, Xiaomi optează pentru varianta de performanță, dacă pot să zic așa, performanță maximă indiferent cât de tare se încinge. Samsung invers, mai bine ar scădea din performanță, important să nu se încingă. Ambele variante, din punctul meu de vedere, au logică, pentru că, oricum, performanța lor maximă, tu pentru ea vei opta destul de rar. Și despre autonomie tot aici am să zic, 4610 mAh a încăput în telefonul ăsta iată atât de subțire și nu uita de acel încărcător de 90W de w din cutie care este capabil să ți-l încarce full în doar 31 de minute. Uite, cifra maximă pe care am obținut-o eu este de aproape 5 ore. În mediu obțineam cam 3 ore jumătate, 4. Cu ritmul meu de utilizare pentru o zi întreagă îmi ajunge. Camera. Xiaomi zice că... Anul ăsta Leica a fost responsabilă de tot ce presupune camera. În general, tot blocul de camere. Nu doar optimizarea ei, cum a fost în generațiile din anii trecuți. 3 senzori, toți a câte 50 de megapixeli. 1. Senzorul de bază, dimensiunea senzorului e de 1.2 microni. Cifra asta vreau să o ții minte. Diafragma f1.6, dual pixel PDAF, autofocusare cu laser și desigur stabilizat optic. Senzorul cu unghi diafragma f2.2 și are 115 grade. Și senzorul numărul 3, telefoto, 75 mm distanță focală, diafragma f2.0, zoomul optic 3.2x, evident stabilizat optic și el. Ce să zic? Cifrele... Da, sunt impresionante pentru că, uite, ziceam de concurenții lui direct ca preț și dimensiuni, anume după acești criterii mă conduc, Dimensiunea senzorului la S24 și iPhone 15 este mai mic senzorului de bază. E de 1 micron contra 1.2 micron pe Xiaomi 14. Și sincer, am rămas impresionat dacă vorbim de rezultate, evident, și nu pentru că îmi plac rezultatele și nu știu cum mai sunt ele acolo, pentru că este loc și de mai bine, imediat zic despre ce anume este vorba, dar am rămas impresionat de cât de tare, în general, a avansat Xiaomi la capitolul cameră într-un smartphone de top, pentru că până nu demult, camera de fapt era punctul slab în modelele lor de top. Expunere perfectă, contrast perfect, saturație perfectă și ea, detalii nici la ele nu am întrebări, și e vorba de absolut orice regim de fotografiere sau chiar video. Hai să nu inventăm acum să vorbim separat despre video, că uite și mi a inventat 4K și 60 cadre per secundă. Apropo, rezoluția maximă e 8K și 30 cadre per secundă. Sincer, chiar nu am ce reproșa. De regulă diferența între rezoluția maximă, în cazul nostru e vorba de 50 de megapixeli, și cea de bază, care e 12 megapixeli, este expunerea, pentru că senzorul cu rezoluție mare nu poate capta atât de multă lumină ca cel de 12 megapixeli. În cazul ăsta, sincer, diferența aceasta eu pur și simplu nu am văzut-o. Ai înțeles? Îmi place tot, nu vreau să comentez sincer fiecare imagine în parte, pentru că elementar nu are sens, dar am zis mai e de lucru și anume. Primul comentariu pe care l-am este vorba de stabilizarea optică în timpul înregistrării video. În cazul meu, 4K și 60 cadre per secundă, pentru că nu e la fel de bună ca concurența. Optimizarea per general a imaginii. E în regulă, îmi place, dar atât cu stabilizarea mai trebuie lucrat. Probabil cu următorul update situația va fi mai bună. Și doi Zoomul. Cu detaliile e în regulă, se descurcă, nu am ce reproșa, dar anume expunerea. Asta trezește întrebări, pentru că iată două exemple cu senzorul de bază și cu zoom 3.2x. Vezi, este o diferență între expunere. Iarăși, nu e la fel de bună ca concurența, dar cât despre concurență, apropo. În scurt timp va veni și episodul în care le vom compara pe toate trei. S24, iPhone 15 și Xiaomi. 14, așa că nu uita să te abonezi pentru că să nu pierzi episodul ăsta. Concluzii. Eu am să fiu succint pentru că am vorbit prea mult. Evident, dacă îți dorești un smartphone mic, Xiaomi 14 este prima mea recomandare. De ce? Pentru că eu iau în calcul trei argumente. Preț, parametri și tot ce găsești în set. Iată, toate aceste trei puncte împreună fac ca Xiaomi 14 să fie cel mai avantajos.